internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Dar normal, vă povesteam încă de la începutul emisiei de astăzi că vorbim astăzi și că încercăm să aflăm cum se cuvine să ne prezentăm, cum e bine să facem cunoștință, cum ne spunem numele, cum strângem mâna, tot felul de amănunte destul de importante, cărora până atunci poate nu le dăm suficientă importanță, dar puși în fața faptului împlinit o să ne dăm seama că ba am uitat numele celui din față, ba n-am strâns mâna corespunzător, ba nu ne-am spus numele răspicat și așa mai departe. Drept urmare, am invitat-o în studio pe Ștefana Mireț, președinte Asociația Manier. Bună, Ștefana, și bine ai venit! Bună și bine te-am regăsit! Mă bucur tare mult că ai revenit aici la noi să facem o rubrică, cum spuneam, despre bunele maniere. Și chiar am reușit foarte repede proiectul ăsta. Și chiar, păi da, normal, bunele maniere nu merită așteptare. Merită, nu trebuie să aștepte foarte mult. Da, acum m-am și intimidat. Ia să vedem care-i treaba cu salutul, care-i treaba cu făcutul cunoștinței, de unde vine salutul. Acum, când, în timp ce conduceam spre voi, chiar mă gândeam cum să începe misiunea asta, la ce să mă refer și mi se pare foarte important și foarte interesant faptul că noi cunoaștem oamenii fiecare, suntem înconjurați de oameni. Unii mai veseli, alții mai triști, unii cu problemele lor, alții interesați la ce se întâmplă în jurul lor. Și nu apucăm să facem cunoștință cu ei. Adică de multe ori ne trebuie ceva care să spargă gheața respectivă. Poate unii dintre ei chiar ți se pare interesant, dar nu apuci să discuți cu ei, nu apuci să-i abordezi, nu găsești un subiect comun. Deși simți că sunt anumite energii care se transmit. Da, mie mi s-a întâmplat un lucru și mai amuzant. Am făcut cunoștință cu o persoană de mai multe ori. Și asta e o problemă, nu? Uiți, practic, atunci când ești într-un grup mai mare, se poate întâmpla să faci cunoștință de mai multe ori cu aceeași persoană. Da, știu și mie mi s-a întâmplat la fel, chiar ani de zile. Și ai senzația de gheață care trebuie să se spargă cu picamărul până ajungi să ai o discuție naturală și fără să te gândești ce ar trebui să audă celălalt. Și referitor la salut, mă gândeam să vă spun câteva cuvinte mai întâi despre cum a apărut. Sunt două povești care mi sunt foarte dragi referitoare la salut. Prima e de ce bărbații judică pălăria. Momentan nu o mai fac, dar mi se pare foarte ciudat pentru că în momentul în care mergi la țară, toată lumea spune, a, dacă intră bărbatul în biserică, trebuie să-și scoată pălăria. Și nu înțelegeam logica din spate, tot timpul am mers pe ideea asta de logică. Care-i logica, care-i povestea din spate? Și am descoperit că bărbații își ridică pălăria înainte când saluta o doamnă, pentru că provine de la un ritual foarte vechi. În timpul turnirilor, momentul în care era declarat câștigătorul, domnița trebuia să cunoască, trebuia să vadă cine este. Și atunci își ridica coiful ca să poată să fie recunoscut și aplaudat de către ceilalți și eventual să-i ceară și mâna domniței. Iar de aici s-a perpetuat gestul, tocmai în semn de respect, bărbații ajungând să-i scoată pălăria. Asta referindu-ne la un salut care este puțin mai vechi. Dacă mergem pe ideea asta de salut, de exemplu, ce vedem în fiecare zi? Fetele, și la liceu mă uitam foarte des, fetele normal se pupă pe obraz, iar băieții dau mână. Și nu înțelegeam nici logica asta și am tot căutat și am descoperit că bărbații își dau mâna de fiecare dată când se văd și la venire și la plecare, chiar mi se pare un gest care îi apropie destul de mult, tocmai pentru că înainte își ascundau armele pe mâna dreaptă. Bine, dacă erai stângaș, puteai să zici că ești chiar norocos, pentru că niciodată nu-ți descoperau arma respectivă. Și atunci gestul ăsta de a se controla acum este mai mult văzut ca un semn de respect, adică ei se lasă unul pe celălalt în mediul respectiv, în zona lui lor privată. Dacă venim în zilele noastre, mie mi se pare că ar trebui să ne referim la regula de aur. Cum învățam și la matematică și în altă, există o regulă de aur și cred că e foarte important în momentul în care facem cunoștință cu cineva, să ne uităm în ochii persoanei respective, pentru că de foarte multe ori ni se întâmplă să ne uităm la persoana respectivă. E de bază să poți să stabilești un contact vizual. Chit că este de câteva secunde, chiar se spune că un contact vizual corect este de câteva secunde. Nu prea insistent, ca apoi eu. Nu prea insistent, exact. Dar cât s-a pus cu noi să faci o conexiune, pentru că practic sunt două suflete care se întâlnesc, două imagini, două trecuturi, contează foarte mult. Și în același timp să-i zâmbești persoane, pentru că în momentul în care zâmbești, chiar la un moment dat citeam că zâmbetul se aude și la telefon și poate să schimbe percepția celuilalt la capătul de fir. Și important mai ales când e o persoană, vezi, dacă tu îi zâmbești și altă persoană zâmbește. Chiar făceam tot felul de exerciții la cursurile de bună maniere pe care le aveam.
cu persoane care erau nervoase și în momentul în care le zâmbeam, automat îi schimbă și ele atitudinea. Și atunci noi spunem că trebuie să te uiți în ochii persoanei respective, să-i zâmbești și nu mai să saluți verbal. E foarte important, pentru că de multe ori poate ne gândim, cine ar trebui să salute, care e ordinea de precădere, cum trebuie făcut corect. Și acum se merge destul de mult pe două coduri. Este cel business și cel în viața de zi cu zi care trebuie implementat. Sunt foarte diferențele destul de mari. Mă uitam pe cel business, foarte mari diferențe se văd pe cel scris de către autori germani, iar pe celălalt se merge mai mult pe ordinea asta de precădere. Din punctul meu de vedere, salutul ar trebui, persoana care te vede este aceea care te salută, că poate tu nu l-ai observat și atunci e păcat să ratezi o întâlnire doar pentru că nu ai salutat persoana respectivă. Da, desigur. Și atunci, în primul rând, trebuie să saluți verbal, după care vine partea, de exemplu, dacă nu, pentru că aici vorbim de două tipuri de saluturi, cele în momentul în care cunoaștem o persoană pentru prima dată și cei pe care îi știm de ceva timp sau poate i-am mai văzut o dată și nu îndrăzim să-i salutăm și a doua oară că poate a fost prea scurtă prima întâlnire sau doar am făcut cunoștință și aia a fost tot și pe urmă ne întâlnim la coadă sau în cu totul alt spațiu și nu știm cum să reacționăm. Hai să o luăm treptat. Dacă nu cunoaștem persoana respectivă, cum facem? De obicei, cel care este mai mic în vârstă sau ca rang, dacă ne referim la servici, este cel care salută verbal primul. După care, cel care este superior, deci exact inversul, este cel care întinde mâna. Întinsul ăsta al mâinii reprezintă faptul că tu îi dai persoanei respective dreptul să îți intre în mediul tău, să te cunoască. Și atunci, în momentul în care tu întinzi o mână, el te salută, tu în momentul următor îi răspunzi la salut, verbal, după care îi întinzi mâna. Și contează foarte mult ca mâna să fie întinsă deschis. Există mai multe tipuri de a da mâna. Și strângem tare sau nu? Nu, chiar nu, niciun caz. Trebuie o strângere de mână fermă. Dar asta nu înseamnă o strângere de mână puternică. Mie chiar mi s-a întâmplat la un moment dat, mai multe persoane și chiar din mediul business, dar vorbim aici referindu-mă la bărbați, au tendința de a strânge foarte tare mâna pentru a-și arăta autoritatea, poziția. Și mai ales dacă ai un inel, poate să te și rănească. Deci contează să dai mâna ferm. Dar fermitatea asta cred că vine și din modul în care susții privirea cu interlocutorul tău. Da, clar. Și atunci o mână deschisă, nu știu dacă acum se vede, dar dacă întinzi o mână deschisă... Puțin mai sus. Așa, aici e bine. Da. Da. Acum se vede perfect. Atâta timp cât tu ai o mână deschisă, asta înseamnă că ești deschis, că ești deschis conversației, că ești deschis să afli mai multe despre persoana respectivă, să încheie o afacere, să... E o chestie mutuală, ca și cum pui totul într-o balanță, ca și cum stabilești o punte. De fiecare dată când e o mână întinsă corect, eu văd ca pe o punte, ca pe un pod care te leagă, până ajungi să te cunoști mai bine. Mai mult decât atâta, se spune că întotdeauna degetele, cele patru degete de aici, trebuie să fie unite, iar degetul mare trebuie să fie puțin depărtat de celelalte, tocmai ca momentul în care dai mâna, să poți să apuși mâna respectivă bine, pentru că dacă îi dau așa, automat le incomoda. Ia uite câte chestii interesante. Bun, am aflat cum e cu asta. Te mai întreb acum cum ne spunem numele, de exemplu într-o situație în care facem cunoștință cu o persoană. Întotdeauna ne spunem prenumele și numele. Și ce e o problemă? Pentru că în școală noi înveți mai întâi să te prezinți cu numele de familie, după care cu prenumele. Brusc termini școala, liceul, ci și la facultate. Și la facultate te trezești că toată lumea îți spune să te prezinți invers. Și de aici vine și o problemă, pentru că arată de foarte multe ori diferența și problema asta pe care o întâmpinăm cu toții. Cum este corect să mă prezint? Pentru că în momentul în care predăm, de exemplu, în școală sau în liceu, tot se prezintă cu numele de familie, după care cu prenumele. Deși e pre-nume. Este pre-nume, exact, este înaintea numele, corect. Că asta le spunem și noi, este pre. Sună pre, este înainte, deci e pre-nume. Hai să ne salutăm la fel, pre-nume. Plus că prenumele este cel care te definește, e cel care are puterea. Numele suntem mai mulți, mai este și mama și tata și atâtea rude cu care împarți același nume. Deci, întotdeauna, bucățica ta, partea ta, trebuie să fie prima pe care o menționezi. Și...
Aici e un alt secret pe care vreau să vi-l spun. Contează foarte mult ca în momentul în care faci cunoștință cu cineva, să-i repezi numele. Dacă îi repezi suficient de repede prenumele, atunci cu siguranță ți-l vei aminti. De exemplu, ai făcut cunoștință și numai, hai să spunem în cazul nostru, dacă ți-aș spune Ștefana Mireț, încântată de cunoștință, și tu mi-ai spune la fel numele tău, pe care, în mod normal, fiind de aceeași vârstă, îți voi comunica tot ce am pe prenumele tău. Și îți voi spune, Loredana, ce părere ai? Și automat mi este mult mai ușor să am o discuție cu tine, plus că interlocutorul se deschide mult mai ușor. Simți că faci parte din conversația respectivă. Nu mai este atât de neutră. Da, e adevărat. Și în plus, da, cum spuneai, nu mai uiți numele persoanei respective, cum se întâmplă, și sunt situații ușor care te incomodează. Știi, am uitat cum te numești. Mai repeți o dată, știi, o situație care... Dar problema e că nu se întreabă lumea asta. Nici eu nu întrebam, adică tot am citit în ultimul timp, fascinându-mă, domeniul ăsta al bunelor maniere, și nu se întreabă, adică nu e nimic grav în faptul că uiți un nume. Poți să spui, există două situații. Prima în care uiți, de exemplu, prenumele și atunci îl notești, chiar ajungi să-l notești, cine știe cum, în telefon. Și a doua situație în care nu-l înțelegi corect și ajungi în același stadiu. Și e important, de exemplu, dacă nu ai înțeles prenumele corect, poți să întrebi, nu te supăra, poți să-mi repeți? Sunt câteva cuvinte atât de simple, dar te ajută foarte mult. Și dacă l-ai uitat în timpul conversației, poți să spui, îmi puteți repeta sau îmi poți repeta prenumele tău? Că atunci o să ne referim la nume, că așa se folosește, e formula mai des întâlnită. Da, automat ne gândim la prenume chiar dacă spunem nume, da. Dar acesta nu e un lucru rău. Mai e ceva ce trebuie să știm despre modul de a ne prezenta și de a face cunoștință? Da, cred că în momentul în care facem cunoștință cu o persoană, trebuie să ne gândim cât de important e modul în care o facem, pentru că de multe ori nu-i acordăm atenția cuvenită. Adică, mi se întâmplă foarte des să facem cunoștință cu multe persoane, dar mie nu mi se pare că sunt niște contacte de valoare. Ca să poți să ai un contact de valoare cu persoana respectivă, trebuie să acorzi timp. Adică, în momentul în care cunoști o persoană, nu te mai grăbi. Sunt alea 4 secunde care se spune că sunt cele care contează cel mai mult. Deci prima impresie contează. Prima impresie contează. Și se chiar prin... Ar putea toți ascultătorii și toți care ne văd acum, telespectatorii, să se uite puțin. Cum reacționează momentul în care cunosc o persoană? Să analizeze puțin. Dacă îi acordă timp, cum percep persoana respectivă? Pentru că se spune că primele 5 secunde sunt cele care îți creează și îți construiesc percepția despre persoana din fața ta, despre interlocutorul tău. Și de obicei ne bazăm pe limbaj verbal, non-verbal și paraverbal. Și pe ce simțim. Și pe ce cumva, simțim, exact. Care intră într-un fel sau altul aici. Bun, dar mi-a venit o situație în minte. Atunci când intri într-o cameră mare, în care sunt mulți oameni și trebuie să faci cunoștință cu fiecare în parte. Da, dar cunoști vreuna dintre persoane sau nu? Că să știu exact. Hai să luăm ambele situații. Te chinui. Nu, cu cea mai mare plăcere. Momentul în care cunoști una dintre persoane, saluți persoana respectivă, după care este de datoria persoanei respective să-ți facă cunoștință cu ceilalți. În momentul în care nu cunoști pe nimeni, și de exemplu ajungi la o petrecere și că e sentimentul ăla de că te simți stingher cumva, că nu cunoști pe nimeni, aoleu, ce fac și... Este important să te gândești că ești la petrecerea respectivă. Poate gazdele sau prietenii tăi nu au timp, sunt ocupați cu primirea celorlalți invitați și nu poți să stai stingher într-un loc. Deci automat trebuie să faci cunoștință. Și cum, de multe ori și eu mi-am pus întrebarea ce fac în momentul respectiv. Dar este imposibil, că nu te poți duce la fiecare, bună, știi, eu sunt... Cred că varianta corectă este să încerci să găsești niște situații comune. De exemplu, când te duci să-ți iei un pahar de apă, poți să saluți persoana care e în spatele tău, pentru că e un moment în care poți să faci asta, poți să stabilești un contact. Aici cât de cât și un subiect în momentul în care te servești cu băuturi sau cu mâncare. Tot așa, poți să întrebi dacă are nevoie de ajutor sau să împărtășiți niște idei. E în regulă să faci complimente, de exemplu? Da. Tocmai. E foarte corect să faci complimente referitoare la mâncare, referitoare la modul în care o persoană e îmbrăcată.
problema la noi se pune cum reacționezi la complimente. Contează foarte, foarte mult să spui mulțumesc. Dacă, aici mie mi se pare un studiu și chiar invit o sociologie să analizeze situația asta, pentru că ai, de exemplu, o prietenă care spune, vai ce bine arăți astăzi, ce bine stă rochia asta. Și nu știm să reacționăm. Nu știm să reacționăm, în loc să spui mulțumesc frumos, care e cel mai simplu, cel mai onest mod de a răspunde, cumva ne pierdem. Și ajungem, ori să spunem, da, am luat-o de la un magazin, nu m-a costat nimica, sau, am de mult, doar că acum de-abia am reînceput să port, sau mai e varianta în care, și nu este indicată deloc, în care vorbesc de unde au cumpărat-o și cât au dat pe ea. Care iarăși este o situație care nu ne ajută. E mult mai simplu să spui mulțumesc sincer. Da, și nu doar într-o situație de genul acesta. Sau e același lucru și momentul în care stunzi părul, de exemplu. Momentul în care te duci la coafor și spune ceva, vai ce bine ai zis, doar m-am spălat pe cap. Spune mulțumesc, e atât de simplu să spui mulțumesc. E la îndemână oricui. Da, și creezi o imagine foarte bună. Celălalt din fața ta nu se mai simte ciudat că ți-a făcut un compliment. Da. Ajunge, nu știu, am de multe ori senzația că parcă ne e rușine să facem complimente. Păr mai ajungi la momentul ăla de silențiu, stampa. Ce facem de aici? Ștefana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai oferit sfaturi interesante. Te aștept și săptămâna viitoare. Cu mare plăcere. Și nu uitați, contact vizual, dați mâna, întindeți mâna, mai întâi spuneți verbal, bună ziua, după care întotdeauna zâmbiți. Zâmbetul e cel care face diferența. Da, face minuni. Și știi că se spune că oricât ai fi de supărat, dacă zâmbești, creierul primește un semnal de bucurie și atunci te simți mai bine și pe deasupra mai e și contagios. Exact. Așa că e foarte bine. Ștefana, săptămâna viitoare te aștept cu o temă cel puțin la fel de interesantă. Cu siguranță. Am temă de gândire până atunci. Îți mulțumesc frumos. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Bine ați venit la radiolinks.ro. Introduceți un nickname. Aș vrea să fiu Superman. Dacă tu ești Superman, eu sunt criptonită. Sunt sensibil la 666. Bufuruza 33. Cel mai mult și mai mult mi-ar plăcea să fiu Ștefan cel Mare. Steven the Great has joined radiolinks.ro. Intră și tu pe chatul radiolinks.ro. Ai liber la imaginație.